Am anulat. Am pitit undeva aici, unul aici, unul aici. Bă, ăsta simt fenomenală mână. După care vă trebuie GoPro. LED bar, LED bar, LED bar, LED bar, LED bar, LED bar. Ia vedeți și a venit. Ghidon flex. Salutare tuturor și bine ați dat click. Bine ați venit la un nou ATV Vlog. Îl avem pe Dorica în spatele camerei. Avem acest ghiozdan. Ca să vedeți ce înseamnă să faci ATV vloguri. Bine, asta dacă vrei mai multe camere. Avem drone, avem o groază GoPro-uri aici. Am pregătit și am scos de la naftalină aceste ploape. Știu că m-ați întrebat foarte mulți despre ele, astea de aici. Dar nu pot să vă spun, nu din răutate, sau de o burtică, cuiva este foame și nu mie. Nu pot să vă spun numele magazinului pentru că am avut numai belele cu ei. Bine, aproape numai belele. Avem aici pregătite cheile. O să vedeți imediat de ce, pentru că urmează upgrade-uri la ATV. Și în sfârșit a venit vlogul ăla pe care voi l-ați cerut atâtea ori. Cum fac și eu ATV vlog? Ce-mi trebuie? O să vedeți totul în clipul de astăzi. Lucru pe care nu-l plănuiam să vi-l arăt, pentru că încă erau în teste. B13 este un brand de cleaning, să spunem așa. ATV-ul a avut foarte multe... Pauză. ATV-ul a avut foarte multe pete pe el, dar nu și-a dat interesul atunci când a spălat. Și am folosit acestea două. Avem așa. Active Cleaning Foam, cu ăsta am dat primul, după care am dat cu Off-Road, Hyper Mud Off. La cârpă, fără apă, fără nimic. Dacă vreți și voi, luați-vă. Nu este plătit nimic, doar am zis să vă zic, poate vă trebuie. Aici avem pregătite GoPro-urile, microfoane, pentru că v-am zis o să aflați foarte multe. Și ia vedeți LED barurile astea de la XTC Lights, LED bars pe care nu le-am desigilat. Doar cu Dorica ne-am uitat așa o leacă aici în cutie, că am făcut un TikTok. Dacă mă follow pe TikTok și pe Instagram. Ce avem aici? O să le desigilăm împreună, tot felul de cablaje, LED bar, LED bar, LED bar, LED bar, LED bar, LED bar, ce e pe aici, șufe. Imediat. Și piesa de rezistență. Ghidonul flex. Mai țineți minte când eram pe TikTok și v-am zis, ce bă, dați-i foame rău, mă. Eram pe TikTok și ați votat să iau ghidon flex, a spus da toți. Ia vedeți și a venit ghidon flex. Hello, cutie pie. La mama lui, original. Și avem și burețelul ăsta, pentru care sunt foarte fericit. Să vedem cum mai punem carpiul radio și așa mai departe. Reducere carpiul radio în coment, în descrierea clipului. Și mai avem aceste înălțătoare de la Rox. Și ce credeți? Este pentru prima oară când văd în viața mea așa ceva. Și mă va ajuta Dorica să montăm ghidonul, vedem cum noi va facem. Am pregătit aici și casca și aceste prinderi pentru cască, pe care o să vi le arăt și o să vorbim imediat. Dorica, cu ce începem prima oară? Cu ghidonul niciodată, că e mult de muncă. Hai să începem cu GoPro-urile. Ce vă trebuie să faceți ATV vlog? Păi în primul rând o cască. Întotdeauna să portați cască pe off-road. Dacă nu aveți cască, e o bubă foarte, foarte mare. Având casca, haideți să dăm jos ochelarii ca să vă explic mai multe și ajungem imediat la microfon. Și asta este casca, da? Vă trebuie în primul rând microfon. O să încep cu acest microfon, pentru că dacă cumva aveți acasă microfon cu aceste trei linii, nu o să vă meargă. Vă trebuie microfon cu două linii aici. Nu are rost să vă mai explic ce și cum, pentru că merge și voi pe încredere. În cazul în care aveți acasă un microfon cu trei linii, puteți cumpăra un adaptor, tot de la Rode și acesta, vorbim imediat de Rode, se bagă așa și ăsta în media mod. Media mod despre care la fel vom vorbi în curând. Eu am cercat foarte multe microfoane de foarte mulți bani și vreau să vă zic că Rode Lavalier Go este cel mai bun microfon și cel mai rezistent și cel mai apt pentru off-road, să-i spunem așa. Cum fac cu microfonul? Hai să vă arăt. Îl fac așa, pe două degete, cât mai mult, după care îl bag fix aici într-un burete, dau buretele ăsta la o parte, s-a băgat microfonul. Eu acum fac așa pe repede înainte, vă dați seama că nu-l fac chiar așa. Închid burețelul aici și ăsta va intra în GoPro. După care vă trebuie GoPro-ul. Acum vă arăt un GoPro 13, poate aveți GoPro 12, poate aveți GoPro, nu mai am 11 aici să vă arăt. Vă trebuie acest GoPro, vă trebuie desigur baterii, aici sunt doar o parte din bateriile mele, sunt baterii Enduro, cele care țin mai mult. Dar ce se vedeți, cu GoPro 13 a apărut această baterie care nu mai este compatibilă cu GoPro 12 în jos. Asta e o nouă baterie de la GoPro. Ține cel mai mult bateria asta, da? Și aceasta este ușița de la baterie pe care trebuie să o dați jos, pentru că pentru a monta un microfon la GoPro vă trebuie GoPro Media Mod. Acesta este GoPro Media Mod, da? Fix așa arată. Sunt lipite, sunt, vă dați seama, sunt muncite. Aici avem USB Type-C, în cazul în care vreți să filmați cu curent continuu în GoPro, să nu stați să mai schimbați bateriile. Aici avem un micro HDMI și aici avem cea mai importantă găurică, să-i spunem așa, jack-ul 3.5 pentru microfon. Dar înainte de a mufa microfonul, haideți să vă arăt, băgăm GoPro-ul Media Mod, bam, până în capăt, am închis ușița, deschidem ușița de la microfon, luăm microfonul, care este aici, da? Și îl băgăm aici. Dar până acolo, Dango Design. Fix așa se numesc aceste mounts pentru GoPro. Și uitați cât de mișto sunt. Se prind chiar așa. Și atât.
Asta e mișto la ele, că nu mai stai cu adeziv pe cască sau dacă ai o cască de genul acesta unde e foarte greu să prinzi adeziv mount, asta comes in handy. Acum hai să punem GoPro-ul pe ea, desfacem frumos piciorușile de aici, bam, bam, se ia acest Dango Design, el vine așa în cască, ceea ce înseamnă GoPro-ul trebuie să vină aici și o să vă arăt și câtă șmecher este acest Dango Design și câte poate să facă. Într-adevăr, este destul de expensiv, dar cumva își merită toți bănuții, să știți. Gata, s-a montat GoPro-ul, GoPro 13, băgăm acest șurubel, are tilt așa, se poate apăsa și filma portret, se poate apăsa și filma așa. Depinde de ce, de forma căștii dumneavoastră. Momentan îl ținem așa, se ia frumos casca, se ia frumos suportul, se pune GoPro-ul, îl punem așa, cât mai centrat. Eu recomand că ca această lentilă de la GoPro să vă vină aici undeva, ăsta e cel mai mișto pop pe care puteți să-l aveți. Se ia microfonul și se bagă în jack-ul 3.5. Și așa, dragilor, puteți începe un ATV vlog, enduro vlog, cross vlog, car vlog, ce vloguri vreți voi. Acum știu, vine întrebarea. Ce setări să folosesc la GoPro? Haideți să vă arăt și chestia asta ca să terminăm cu GoPro și content creation-ul cu GoPro-ul. Setările de aici sunt setările pe care eu le folosesc 90% din timp. 16:9, 4K la 24 de frame pe secundă. Linear Plus, asta mi-a trebuit mie ultima oară, dar la profile țin pe standard, framing 16:9 pentru că YouTube, 4K la 10 biți, adică îți permite colorizare, să spunem așa, color grading-ul de după în post-procesare, 24 de frame pe secundă pentru că ăsta este cel mai natural pentru ochii noștri, să spunem așa, și este cel mai cinematic dintre toate. Eu nu vă recomand să filmați la 60 de frame pe secundă pentru că se vede sacadat pe YouTube. Lens niciodată nu depășesc Super View, puteți filma și pe Hyperview, deși eu nu vă recomand asta și o să vă explic imediat de ce. Hyper Smooth On, la Pro Tune folosesc 10 bit, v-am zis, pentru colorizare, bitrate-ul high întotdeauna, eu îl dau la blană întotdeauna. Shutter pe auto, că atunci când nu folosesc filtrul de polarizare circulară, îl dau pe auto. Dar când folosesc un filtru din acesta, dau shutter-ul double the frame rate. Adică dacă eu filmez la 24 de frame pe secundă, acest shutter speed va fi la 1:50, să-i spunem. De ce? Pentru că aceste lensuri, să le spunem așa, de polarizare, înnegresc imaginea, să spunem, ca tu să poți să-i dai 1:50, scuzați-mă, pentru un cadru și mai cinematic, ca să ai motion blur natural. White balance. GoPro face un job destul de bun pe white balance pe auto. ISO minim auto, niciodată. ISO minim trebuie să fie pe 100 și ISO maxim pe 800 pe timpul zilei. Îl dau pe 1600 atunci când fac ATV vlog pe noapte. Sharpness întotdeauna low pentru că eu colorizez în post-procesare. Denoise medium, color natural sau flat. Deci natural sau flat, niciodată nu folosesc vibrant. Când vreau să colorizez, deși takes time, îl țin pe flat. Și aici nu mai avem nimic, avem media mode că filmează pe front, dar nu contează pentru că noi avem microfon. Vă spuneam de ce eu filmez în Super View și nu pe Hyper View. Pe Hyper View distorsionează foarte mult la colțuri. Tocmai de aceea, dacă vă place acel efect de Hyper View, vă trebuie neapărat... Unde e GoPro-ul meu, mâncați? Am uitat GoPro-le pe un hotel ceva? N-ar fi prima oară. Să trăiți, ați fost la Ghebe? Patru găleze Ghebe. Ha, facem niște cărniță, să ne chemați când e gat. Cea mai mare parte din GoPro-uri, pentru că da, acestea nu sunt toate, îmi lipsesc. Dacă mă întrebați unde sunt, habar nu am. Dar vă las chiar acum pe ecran cum arată Max Lens Mode 2. De ce folosesc Max Lens Mode 2? Pentru că atunci când vreau cadru Hyper View, deci atenție, nu Super View cum filmez eu mereu când am lentila asta, ci Hyper View, folosesc acea lentilă, dar nu mereu pe Hyperview, o țin și pe Superview, pentru că aia nu distorsionează atât de rău la colțuri și vede mult mai wide decât asta normală. Ca să dai jos o lentilă de pe GoPro, uitați pe acesta, pe GoPro 12, am acest ND, filtru ND, se trage în sus și rotești de ea și ai dat jos lentila. Cumperi din astea, bam! Asta este cu polarizare circulară, când rotești așa negrește totul, nu mai ai reflexii. Acum că v-am spus cum filmez eu ATV vlog și ce trebuie să faceți voi de fapt, să lăsați jos în comentarii dacă vă mai interesează ceva. Nu uitați să dați like la acest vlog și share, ca dacă vreți să mai vină vloguri de genul acesta, timp informativ în care vă dau din casă. Iar acum, hai să ne mutăm la LED bars. Le arătăm ce LED bars am luat. Hai, ne mutăm la LED bars. Revenim. Acum, haideți să vedem ce se află în această cutie enormă. Bine, LED bars, dar v-am zis că nu le-am văzut. Le luăm așa pe rând. Ia vedeți. Mamă. Ăsta nu e ca lui Dan pe laterală? Ia. Nu e, băie, și mai mare. E și mai mare, bă, Doric. XTC Lights. Le punem și noi înapoi frumos, pentru că, să fim realiști, n-am ce să fac cu atâtea. V-am zis, de atâtea ori share la vlog, like la vlog, comentariu la vlog. Hai să vă văd în comentarii, să vă văd activi.
Și ce urmează? Stați liniștiți. Cu unul am terminat, hai să vedem pe acesta acum. De asta am avut eu pe Georgiana veche. Bine, nu știu dacă e exact modelul ăsta, nu cred că e atât de fancy. Hai să vedem dacă e ca lui Dan, pentru că Dan, tot ce și-a cumpărat Dan, și-a luat de pe XTC Lights. Uitați și ăsta, tot de pe XTC Lights. Și nu este la fel. Este la fel de lung, dar nu este la fel ca model. Dan are și astea laterale aici. Hai să trage și astea o linie așa frumos. Ia vezi, mă, o fi la fel ca ăla? Ia de căs are de astea aici. Unele lumini sunt pentru depărtare, flood lights și lights normale, nu mai știu exact numele acum. Dar blană și acesta. Lăsați jos în comentarii dacă aveți nevoie de LED bar. Și dacă vă știți activi. Mamă, fii atent că are alt packaging. Ia să vedem noi. Astea sunt LED barurile mele preferite. Uite, bă, ce lentile au astea înăuntru, bă. Nice. Îmi plac astea pentru că au, sunt așa slim. Vă dați seama că nu cred că luminează ca unul cu 3 straturi, dar ia uite durică, dar nu mi-l bag aici între astea. Dacă mi-aș pune eu un ăsta pe Spider. Bine, și ce între mie pe Spider? Între ceva mic să pun acolo la brațe jos între roată și bot, să zic așa. Dragilor, dacă vreți să punem așa ceva pe Spider, lăsați jos în comentarii. Ia vezi, mă, fii atent că ăsta e fix ce am eu. E fix ce am eu, numai că e puțin mai mic. Și vezi că nu dă urât așa mai mic o leacă. By the way, dacă vă place așa ceva, spune, îl vreau pe ăla cu DRL, că ăsta are DRL, cum am eu. Hai să vă arăt, pentru cine nu știe. Ăsta e DRL, vedeți? Așa vine și acesta. Dacă îl vrea cineva care se uită pe YouTube și se știe activ, lasă comentariu. Dar evident, să rupeți share-urile, că dacă nu facem share-uri, eu știu 20.000 de vizualizări la clipul ăsta și pleacă LED bar-ul către voi. Un alt LED bar. Buuu, cât de lung e ăsta. Unde-l pun dorică pe ăsta? Deasupra mașinii? De-aia vreau eu să-mi iau Jeep, mă, frate. Uite câte LED bar-uri am acum. Adică 50% treaba e rezolvată. Mamă, cât anami la frate, ce blană e. Ia uite, bă, cât a LED bar-ul, bă. Ăsta chiar cred că-l pun pe ATV. Uite cât ăsta e. Ia uite cât ăsta e. Deci, ăsta cred că va veni următorul pe ATV. E mare, știu, da. Și când vor veni vlogurile alea de noapte, că la fel, dacă dați spam în comentarii cu fă vlog de noapte, facem vlog de noapte. Mai avem așa. Șufă albastră, poate o punem lui Dan, dacă nu, comentariu. Șufă roșie spre portocaliu, care, ce să vedeți, ia uitați aici, match-ul ăsta de culori. Asta va ajunge pe ATV-ul meu. Avem aceste cârlige, nu știu de ce sunt făcute, mâncați aici gura ta, sunt grele rău de tot. Al LED bar, ăsta e LED bar, aaa, și ce sunt astea, dorică? Alea de jos de acolo, ia uite-le. Astea le țin pentru Goguchi. Știu eu ce face Goguchi pe ofru și cum le dă daună. Deși am dat rău de tot cu astea de perete și n-au pățit absolut nimic, doar s-a rupt suportul. În rest, ia. Hai să ne cerem scuze, ia uite-le. Cum erau să nu meargă? Stați liniștiți, mă, că nu tăiam la vlog niciodată, mă, nu să tai nimic. 4WS Combo White. Deci ăsta este același lucru, n-are rost să mai desfacem. Mai avem? Ia vezi, și-a plecat. Vezi, lumină laterală. Și astea de distanță, cred că sunt astea. Și vin gen aici. Mie mi se par mai frumușele astea pentru ATV-ul meu, nu chiar atât de mari. Din păcate, nu cred că avem timp, sau poate ne facem timp să ne montăm astăzi. Să le pun unul aici și unul aici. Și mă, mi-e drag rău de tot să le umplu de LED bars. Îmi face dorică ca două o baterie de tir, dacă vrei. Sunt ambele la fel. Asta chiar ajung pe ATV-ul meu. Aici mai avem... Ia să vedem ce avem aici. Am avut pe ATV-ul vechi, tot de la XTC Lights, chestie din asta. Se pune la șufa aici. Uite, eu am unul deja, dar ăsta îl punem la Dan. Și ți intră șufa până ăsta și blochează, e un cauciuc, nu mai vibrează, nu mai, e ce trebuie. Și de acesta am unul pentru dumneavoastră. Apropo, ATV-ul CF Moto 110 giveaway, dacă facem 100.000 pe Instagram anul acesta. Și luăm și ATV-ul Rădeșică dacă facem 100.000 pe Instagram. Astea vi le-am arătat și mai avem aici ceva, prinderi pentru LED bars de toate neamurile și felurile. Vedeți? Astea se pun pe bulbar cu acest cauciuc. Sunt mai mari, mai mici, în funcție de grosime. Dacă aici aveam suporți pentru LED bar, cu siguranță aici tot suporți pentru LED bar. E mai o cutie misterioasă aici. Asta e prindere din aia, 360 de grade. Ai prins asta de bulbar, să spunem. Cu astea două, se deșrubează de aici și îl poți modela cum vrei, se învârte, și astea sunt mișto. Am testat așa ceva, mi-au plăcut. Și mai avem cablaje, cu butoane, cu tot ce trebuie, butoane de toate felurile. Dacă vă trebuie din nou, jos în comentarii. Și cam asta a fost, dragilor, cu LED barurile. Le punem frumos înapoi, să vedem care pe unde ajung. Și la voi, și la mine, și la Dan, și la toată lumea, și la Dorică, dacă vrea. Mi-a zis că nu filmează pe gratis. Mi-a zis, bă, fraților, bă, vin, te ajut, filmez, dar vreau și o cota mea. Îi dau 50% cât fac din vlogul ăsta, adică nu are rost să-ți mai zic. Ce mai înseamnă 30 de lei în ziua, dați Dorică. Gata, fraților, mă duc să duc cutia asta la locul ei, facem și o tranziție. Fă tu tranziția, te rog frumos, îți mai dau 20 de lei. Hai. Gata? Nu, pune mâna pe cameră. Și acum, haide să ne întoarcem la ghidonul Flex. Înainte să vă arăt ghidonul, bine, să-l vedem și noi, din afara acestei pungi. Vreau să vă arăt că am avut nevoie, într-adevăr, de ajutorul lui Dorică. Uitați ce s-a dat jos până acum, s-au dat jos toate aceste module, ecranul CarPureide,
Mai avem de dat jos quadlocul și ăsta mai sunt într-un singur șurub, pentru că v-am zis, oricum nu voiam să vă plictisesc, că știe toată lumea cum să deșurubați ghidonul acela. Ce sunt astea, mă? De schimb? Uite. Păcat că n-am pe portocaliu. Rămânem cu astea roșii. Mamă, cât de mișto se simte, Dorică. Vedem cum facem să băgăm carpiuride-ul aici. Dăm noi găuri românească una alta. Rock Speed FX. Bă, se simt fenomenală mână. Sunt în cristalul Thor. Ne apucăm la meșterit. Hai să le arătăm totuși. Acest an nu putea fi dat jos cu ușurință, așa că ne-a dus capul pe amândoi să dăm jos frumos ghidonul și o să rămânem în mână cu ghidonul propriu zis. Acest capac, bă, Dorică, da, nu e sustenabil să filmăm. Am nevoie de ajutor. Nu am nevoie de o mână de ajutor, frate, am nevoie de tine cu totul. N-am ce să-i fac. Oprim aici, fraților, că înțelegeți ce face. Dăm jos căpăcelul ăsta, acest ghidon îl ridicăm ca să ne și tragem de ghidon încolo, ăsta rămâne pe loc. Creier. Asta înseamnă să faci facultate, frate. Fraților, s-a lăsat seara peste noi și de-abia acum putem să zicem că am pus ghidonul flex și nici măcar nu este pus cum trebuie. Încă ne chinuim aici cu imbusurile astea, două de la cel original. Am tăiat, am făcut, am căutat soluții, nimic. Vestea bună este că acest carpiuride va veni fix aici, pe aceste două bare, ceea ce este excelent, nu o să mai pun acel burețel, cel puțin asta cred acum. Astea le-am făcut cum trebuie, am anulat frâna, vedeți, frâna aia devine aici, peste accelerație, am anulat-o. Am pitit-o undeva aici, n-am vrut să tai nimic, n-am vrut să fac nimic rău sau greșit și... Eu oricum nu am folosit-o în viața mea, nu-mi trebuie, încă se caută soluții, v-am zis, ca să strângem frumos șuruburile astea, pentru că, dacă vedeți voi, cum mai strâng eu cu acest înălțător, da? Bagi înălțătorul, n-ai cum să strângi șuruburile. Cel puțin cu ce am eu. Am tăiat acest imbus, uitați-vă, vă rog frumos, și cu acesta am reușit să strângem imbusurile acestea și dori că, uite, caută o soluție. Ai găsit vreo soluție? Hai, las-o așa, mersi frumos. Așa arată ghidonul flex, este super, super awesome, se simte awesome. Bam, bam, accelerație, bam, bam, frână. Am pierdut handguardurile. Ia uite, cer eu scuze. Dar o să mă ocup zilele acestea sau dacă aveți voi un link sau o sugestie despre ce handguards aș putea să cumpăr, vreau ceva top de pe piață, aștept sugestiile voastre în comentarii. Am pus și quadlocul la locul lui și cam atât, nu mai lipsește nimic, butonul de lumini merge, totul merge flawless. Dorică, ar că am vrea să încerce și la TV-ul, cum merge, cum una alta. Iată-ne a doua zi. Ieri am avut timp de ghidon. Takes time, să știți, mai ales cu acele înălțătoare, că n-am putut să strângem imbusul, dar lăsând aia la o parte, astăzi voi încerca să pun, de fapt nu că încerc, trebuie neapărat să pun carpiuride-ul la locul lui și avem așa, am mai găsit un ecran de la carpiuride, ia vedeți aici, înălțătorul ăsta frumos cu bilă, ăsta cel mai scurt pe care l-am găsit, pentru că am o groază de chestii de genul acesta. Aici mai avem niște lumini la care mă gândesc dacă să le punem pe ATV. Și aici tot așa ceva de la XTC Lights, tot felul de accesorii, bile, GoPro, related. Sunt o groază pe aici, trebuie să le iau la mână. Și să vedem dacă mai folosim acest burete. Ce voiam să vă zic este că de ieri până azi am reușit să vă iau 10% reducere la LED baruri de la XTC Lights. Găsiți toate detaliile în descriere sau mai simplu Google 10. Cei care mă urmăresc pe Instagram știu că am lucrat aseară până la 6 dimineața în benzinărie. Nevertheless, asta pentru că vreau să vină acest vlog la care vă uitați în momentul acesta cât mai repede, pentru că se pleacă în Portugalia. De ce? Subscribe pe YouTube, o să fie super. A venit Doric de data asta, nu să mă ajute. Ia uite, echipat frumos. I-am dat un ăsta de o bluză, un jersey de la CF Moto peste hanorac. Aici avem casca lui cu GoPro în curând, pentru că guess what? Mergem la off-road, ca să vadă și Dorica cum este. Dar până acolo, haideți să vă arăt for the last time ce am făcut. Ia vedeți aici. Ia uite prinderea asta. Și credeți-mă, e prins bine, chiar dacă se vede gap-ul acolo. Ecranul vine așa, scuzați că este foarte, foarte murdar, dar i-am dat de la vaselină cu tot felul de produse, acum cât am meșterit la el. S-au pus toate astea, s-au pus astea pe lateral așa frumos, chiar arată dumnezeiesc de frumos. Am pus șezutul de pasager, adică pentru Dorică, am rupt suportul de la cutia aia, l-aștept pe Peleș să vină să mă ajute să facem ceva peste, ce am făcut cu un alt material, că ăla a fost provizoriu. Casca mea pregătită la fel pentru GoPro, le-am mufat la microfon, vară prinderea și de aici, nice.
Aici la fel am pus în capăt osa din asta și butonul de la CarPureEye aici, controlele pentru ecran, da? Sper să nu omit ceva, dar oricum, da, ne mai vedem pe YouTube. Hai să mergem la off-road, let's go! Ia vedeți, fraților, că am venit pe off-road și vom testa cu adevărat ghidonul Flex. Ce voiam să vă zic, fraților, că uite, am mers de colo până colea. Băi, e mișto rău de tot, mă, ATV-ul ăsta, pe cuvântul meu, dar nu e, e blană rău de tot, băi. Se simte excepțional, oricum, am mers încet. Nu vreau să-i dau daună nici lui Dorică, să-l fac să nu-i placă ATV-ul. Ai văzut, te dau ușor? Ei, dai, ușor, și mergem ușor pe aici, ieșim tot în principală. Seamă niște, că nu poți să ieși nimic, frate. Nu obișnuiesc să bag frica în oameni și vă sfătuiesc pe voi să faceți la fel. Tu îți vezi de treaba ta acolo, da? Da, da. Excelent, să simte ghidonul. Îmi place că e înalt, fraților. Era mult mai jos celălalt. Îmi place așa mai înalt. Wow! Îți place? Cum să nu-i placă? Cum o să nu-ți placă așa ceva? Hai să vedem ce e pe aici, a? Să văd dacă am să-mi pun să-l dau pe aici. Suntem 2x4. Oh, leu! Hai grijă la cap. Hop, hop. Bine. Mamă, mamă. Da, mă, da, da. Virează excelent, știu. Da. Zi tu că nu e plană, frate. Păi e rază. E mișto. Să nu te sperii. Vreau să băga copii în frică. Așa, mă, o luăm pe aici. Vedem în cât timp ia 100 la oră, că aici suntem în spatele casei. A să vedeți și voi pentru prima oară cum urc ATV-ul ăsta. Bă, e frumos rău, bă, pe aici. E frumos? N-ai mai fost niciodată pe aici, nu-i așa? Niciodată. Bă, e frumos rău. Hai să vedem, 0-100 în spatele curții. Te ții? Gata. Ce am, băiat, a jumătate de timp în gol și nu pot să accelerez aici? A dat mult de tot în gol, să știți, dăm gol rău. Acum hai să-l mint pe Dorica că o să urcăm ceva lejer, că nu e greu, că nu e nu știu cum, dar asta nu e nici medie, e destul de greoaie. Ne pregătim cu 4x4 și începem să mințim, da? Stați așa o leacă. Urcând ceva care nu e deloc greu. Da, așa. Să nu te sperii că nu e nimic, da? Da, mă? Hai! Mamă, mamă, mamă.
Ia zi, bă, Dorica! Cum a pus? E blană, o trage blană. Lasă trasul blană din nou, bro, că s-a știe toată lumea că trage blană rău de tot. Mamă, deja nu mai am ambelume pe spatele, simt. Ia uite, bă, georgiană, bă. Uite, asta-i boala georgianei, se adune din asta. Era mama lor de crenci. Bă, frate, bă, mamă, cum a fost, bă. Lungă și frumoasă. Bă, n-am mai luat de mult cu pasager. Păi, bă, cine ai mai luat? Bă, nimeni, asta e de urcat singur. E de urcat singur, tată. Vai de capul meu, ce frumos a fost, bă. Hai să mergem în continuare. Hai. Vrei să facem pauză? La să te unde? Bucuri de... Facem una câtă pauză să te bucuri de astea? E bine. Hai, pauză. Am revenit. Hai de pe off-road. Încerc să-ți fac un traseu frumos. Hai. Și să nu-l sperii, asta e foarte important. Pentru că nu-și mai ia TV. Știți că a zis că vrea TV? Și dacă v-aș frica în om, că v-a zis, nu vă recomand să luați lumea așa și să băgați sperieți în ei, nici că să mai urcă cu voi și este și riscant. Și așa că trebuie luați ușor. Rampa asta, dar din aur, e mai mult o glumă, așa, nu e ușoară nici pe departe, dar nu e grea pentru mine la momentul actual. A fost o vreme în care era foarte grea și nu o luam probabil, dar e regulă acum. Se simte foarte diferit un ATV când ai pasager, să-mi bat picioarele, uitasem că n-am mai luat de mult pe cineva. Se comportă total diferit, se ridică foarte tare, dar nu e bai. Nu-i problemă de război. S-a îngrijit la ciotul ăsta, ia uite-le. Ia uite ciotul, băi. Ia uite ciotul, băi. Sper că vă era doar să vedeți un vlog așa doar cu o persoană, cu un singur invitat la mine pe ATV, un singur ATV pe off-road. Știu, e mult mai mișto când mai ai pe cineva, dar astea situațiile. Mamă. Ce-o zice Dorica cu atâta crăci aici? Ce înseamnă scutul, bă, frate? Nu știu dacă aș mai merge cu un ATV fără scut. Bine că n-am mers niciodată fără scut, că și georgiana veche avea poliamidă de fabrică, dar avea nu peste tot. La ala n-am pus nimic, dar la ăsta n-am rezistat. Am luat direct Iron Baltic de aluminiu. Am luat de aluminiu mai mult, să văd și eu cum iese cu scut de aluminiu. Că dacă n-am mai avut mie, eu sunt genul de om care îi place să încerce toate lucrurile. Că doar așa ai termen de comparație și poți să-ți dai cu părerea cu adevărat despre un lucru. Tocmai de-aia nu înțeleg pe cei care spun CV-motul nu e bun, DCB nu e bun, ăla nu e bun. Bine, mă, bine că l-ai încercat după toate. Oamenii doar din auzite. Bine, nu, sunt puțini care fac asta, dar sunt. Unde le iau, Dorica, că să fiu complet sincer, sunt pierdut. M-am asigurat la stânga. Hai, Dorica, se văd acum. Iau ce urmează. O ce? Ce urmează? Hai, mă țin. Ai emoții? Nu. N-ai deci? Nu, el ce să zică pe vlog? Ia uite-l, mă, cum trage, mă, din armama lor. Se ridică de bot, bă, frate, bă. Nu m-am mai dat de mult, v-am zis, cu persoana și mai ales pe ATV-ul ăsta. Nici nu dacă m-aș fi dat eu cu cineva pe ATV-ul ăsta în spate, în afară că m-am dat cu Dan, dar era la început și eu mai ales când e ATV-ul nou, până nu mă obișnuiesc, eu nu fac absolut nimic. O luăm! Miserie! Mamă! Mamă, ce s-a ridicat, bă! Bă, ce frumos! Cristi!
Hai, Georgiana, nu mă face de râs. Nu băgați pereții în durică. Man, ne-am dat amândoi pe spate, îmi place. Momentul în care îmi place ca în pasagerie, când cobor ceva foarte abrupt. Că e puțin frig pe aici. E, e, e. De aceea acolo că tragi de el. Mie, tu ești mai îmbrăcat decât mine. E adevărat și asta. Am bluză termică în ghiozdan, în mașină. Nu e nevoia. Și uitați-vă și voi. V-am zis, dragilor, am tras și trag destul de tare. Sper ca acest vlog să se posteze înainte de data de 21, luna aceasta, pentru că se pleacă în Portugalia, fraților, și nu o să mai am timp să postez nimic. Dar vă dați seama că și de acolo vine ceva superb. Stați aproape, că nu sunt pregătit nici eu pentru ceva urmat acolo. Se ne ferească Dumnezeu de animal, că încă un lucru pe care eu nu-l recomand este să se iasă într-un singur ATV pe off-road. Și aici am o mențiune de făcut. Știu foarte bine aceste drumuri și nu fac nimic riscant. Doamne, ce frumos e pe aici. I-am dat lui Dorica casca de la nos. Este mare de capul lui și a pus gluga sub ea. E o leacă măricică. Scuze, Doric. Bă, și nu e, mă, ca și cum n-aș mai avea alte căști. Am un curăț de căști și un road și off-road. Dar mai găsești regoguci, că dă nu le-am împrăștia peste tot. Capul! Wow, capul! Vezi că aici se mișcă pietru. Ia uite, cap, băi! Unde suntem? Acum suntem până Dâmbovița. Da? Nu. Apar unde suntem, dar lăsați-l așa. După cum vedeți, eu funcționez fără GPS. Dănuțule, și subliniez dănuțule. Aici mi-aș face caz. Așa, pe aici. Toate mințile ți le ia TV-ul ăsta, să-mi bat picioarele. Bă, dar ce-mi place suspensia. Ce-o fi, mă, capul meu, dar vreau să o schimb cu Elka Stage 5 sau Rager. Lăsați și voi jos în comentarii, Rager sau Elka 5. Și de ce? Interesant, nu? Da, unde să suntem? Să nu mă urdăresc! Aaaa, ți-a încheiat cu. Acu îi dau ușor să cadă nămolul. Aulu. Stai să mă gândesc, coleac. În față? Nu știu dacă pe acolo sau pe aici. Păi ți-e îți place pe unde e periculos? Dar nu vezi că pe aici au venit tractoare? Ba da, bă. Acolo ne va suge, nu avem cum să intrăm pe acolo. Hai să încerc să urc aici. E cam riscant, se va speria o leacă, dar n-am ce să-i fac. Dă-te așa. Bine, bă, Dorica, bă! Comunicăm unul cu celălalt. Cracă? La nivelul următor. Piept! Ce avea, mă? Aia, la dinamora a fost puțin riscantă. E bine că n-am mâncat nimic. Ha? E bine că n-am mâncat nimic. Wow, be careful. Wow. Pe aici a fost taful recent. Ce-a sărit acolo. Ești nebun. Așa, Dorica, hai să nu te sperii. Mocirlescu. O dau pe el. Nu cred că dai până el. Pe el! Treapta de greu, nu pe el! Ăulu! Bă, ce frumos e! Da, frate, uite și ce frumos e! Las-o încolo de treabă! Benzina cum stăm? Prost? Cum să stăm? N-am mai băgat benzină, m-ați pomenit. O locu, 1070, tată. Unde o vreau, mă, dilou să dea pai? Să nu te sperii. Stai pe spate, da? Pe spate. Pe spate sunt la maxim, nu mă uit. Ăăă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 
Aici trebuie să te ții. Mamă, ce e aici, frate? Îi dăm așa ușor. Azi pe la TV 100%.
Ai vrut off-road, Orica? Auto pe asta, aia. Auto pe asta, aia. Wow! Doamne, ce frumos e pe aici. Mă uit de urși. A? Mă uit de urși. Ia vezi, mă, lacul. Ia vezi, mă, lacul ăsta. Asta am zis și eu. Până aici ați plătit, domnule. Îți place lacul? Da. Și ce are lacul ăsta, mă, frate? A? Pește, mă, mucățești gura ta. Aici, în adâncuri, este, are 7 metri, parcă? Nu mai știu. Depinde pe cine întrebi. Să spunem că are 10 metri. Așa. În adâncul ei este o doamnă. Dacă intri să te scalzi, bine că dacă intri ți-au căzut unghiile instant, acolo e ceva care te înhață de picioare și te trage la fund și nu-ți mai dă drum. Da? Cine a fost? Nu știu cine a fost, așa e legenda aici. Deși uite, lumea mai de la pește. Unul a tras o rochie odată, o rochie albă de doamnă. Da, bă, da. Și ce că ar fi și o mașină aici, are multă istorie la costa. Pe vremuri, să zicem acum câteva zeci de ani, era super clear apa asta. Dar probabil nu ajunseseră pești, că pești știi că vin, dacă le dai lac, vin. Da. Vin, vin. De ce să zice pește și nu subște? Pauză. Ia zi, mă, Doric. Salutare tuturor și bine ați dat click. La un ATV. Zi, mă, ce ATV, frate? Toată lumea se întreabă că ai mințit. Leagă-ți casca aia, e casă de pușcărie. Zi, mă, ai timp mâine să-ți ia ATV? Mâine? Da, acum mă duci. Nu mai stăm foarte mult, fraților, că eu trebuie să plec la București, să întunecă. Benzină Nema. Mâncare la fel? Mâncare, n-am mâncat absolut nimic până la ora asta. Și mă întreb de ce stă așa dolofan. Ce o avea, mă, mâncață? Ce să pune pe mine? Mușchi ăștia. Să pune mușchi ăștia. Capo! Fraților, mi s-a stins GoPro, sper în suflet să mă auziți cum trebuie, că am stricat și media modul ăsta, gata. Cred că e la al șaptelea media mod stricat, pentru că îmi scapă, frate, nămol, sunt pline de nămol, dau cu carrier-ul pe ele și întotdeauna am zis să mă opresc din a face chestia asta. Mulțumim tare mult de vizualizare, Dorica și ATV în proporție de... 90%. 10% e drumul până la ATV Rom. Asta a fost, fraților, din nou. Sper că v-au fost de folos informațiile cu GoPro. Sper că vă place ghidonul Flex. Lăsați jos în comentarii despre suspensie, jante pe 12 și așa mai departe. Ce vreți să mai facem la acest frumos ATV, mâncaiaș gurița lui, că trage în toate mințile lui. Ți-l dau ție? Păi trebuie să-l dau un 85.000 de euro la ce accesorii are. Și nu, la ce accesorii va avea. Glumesc cu 85.000 de euro, dar de 20.000 sare sigur. Gata, v-am pupat și eu și Dorica. Ciu!